conținutul Pădurenilor, la 30 de kilometri de Hunedoara, se află satul Alun, pe vremuri renumit pentru cariera de marmură. Acum însă a ajuns aproape de pustiu. În prezent, aici trăiesc mai puțin de 5 oameni. Chiar și așa, satul este unic în România. Casele, drumul și o biserică sunt construite din marmură provenită din cariera înființată la poalele lui. Lăcașul de cult ridicat între anii 1930 și 1939 în totalitate din marmură este mândria localnicilor. După câte am auzit, în țară nu știu dacă mai este construită chiar de la temelie până la acoperiș biserică de marmură. Ar mai fi în Italia, la Carrara, iar o carieră de marmură, care și acolo am auzit că iar ar fi în totalitate de marmură. Dar în țară nu știu, nu sigur că să mai fie altă biserică numai de marmură. Biserica din marmură pare de proporții gigantice din cauza aliurii misterioase pe care o imprimă piatra nobilă din care a fost făcută. O mână de călugărițe s-au stabilit aici și îngrijesc de ea. Chiar marmura din care e construită, fiindcă e un material destul de... e și dur, dar e și casant. Și se prelucrează destul de greu. Deci... de-aia mă gândesc că meșterii care au făcut-o sau asta, sau cozătenii, suntem mândri că avem așa o biserică de așa natură, deci din materialul ăsta construit. Singurul regret al celor o mână de oameni care au mai rămas în Alun este acela că nu au cu cine schimba o vorbă. Că tot satul s-au părăsit. Na, uite, la ora actuală, ciobanul și o familie. Și noi mai stăm. N-ai cui dai bună ziua, n-ai cu cine sta de vorbă. Și e păcat. E păcat de satul ăsta, că s-o fost bogat. Acesta este satul Alun, satul construit din marmură.